Stau. Stau și deasupra mea se rotește un uliu. Sunt pradă. Sau poate nu. Poate vrea doar să afle cât de viu sunt și dacă mă voi opune atacului. Un fel de ulii suntem și noi, aceștia pelerini în căutarea poveștii sau întâmplării, care să ne cuprindă. Rar se întâmplă să te închidă în ea, poveste. Dar și mai rar este să fii în ochiul unui mit. Să-l vezi cum se formează. Nu avem perspectiva uliului asupra trecutului recent. Avem doar avantajul culorilor reale și al emoțiilor trăite. Mă duc la Făgăraș, la cetate. Pe malurile Oltului trebuie să fi trecut drumurile în vechime. Apele au spart primele blocada munților. Oamenii au venit multe milenii după aceea. Până la 1310 a fost cetate de pământ. Probabil dacică. Nu a rezistat invaziei barbare. După 1310, Ladislaua Apor a ridicat cetate de piatră. E o variantă. O altă ar fi tehnica de construire a unui castel fortificat. La început ridici movil, dealul, înălțimea de pământ. Și pe ea construiești o cetate de lemn. Aștepți niște ani, 10, să se taseze pământul și să poată suporta construcție de piatră. Și abia atunci ridici cetate fortificată, ca aceasta, de piatră. Așa au procedat normanzii pe câmpiile Angliei atunci când au cucerit. Se spune că prima cetate a fost construită în secolul al XII-lea, secolul Cruciadelor. Castelul de piatră a fost construit în secolul al XVI-lea și a devenit reședință princiară în secolul următor. Un secol de la 1368, domeniul și cetatea au fost stăpânite de domnitori români. Armoriile pe sub care trecem sunt ale tuturor celor care au stăpânit Transilvania și cetatea Făgărașului. Sala dietei. Patru dintre dietele principatului Transilvaniei s-au ținut aici. La una dintre ele a participat și o delegație din partea domnitorului Șerban Cantacuzino. Era acolo și Constantin Brâncoveanu. La început iobagii, apoi deținuții politici ai comunismului au fost ceilalți locuitori ai castelului. Printre ei, călugărul Arsenie Boc. Era după anul petrecut la canal. Se spune că ar fi aflat că mama sa era pe moarte și ar fi cerut voie să se ducă la înmormântare. Nu l-au lăsat. Dar el fusese în duh acolo. Oamenii îi simțeau puterea duhovnicească. Îl căutau cu miile. De această mare putere duhovnicească, asupra mulțimilor se temeau comuniștii și de trăirea în comuniune cu Hristos. Se spune că își trăia viața ca și când ar fi fost mereu în fața judecății de apoi. Nu s-a pierdut mândria în Făgăraș. Și pentru că este, își ține și rangul și numele. Nu cred că am văzut locuri murdare. Sărăcie? Da. Murdărie? Nu. Mă cheamă Tuma pentru că părintele Arsene, când m-am născut eu, a scris pe caiet, pentru că avea un canon
și nu vorbea. Părinții mei l-a întrebat ce nume să-mi dea și atunci părintele a scris pe un caiet, numele lui va fi Tom. După ani de zile, așa, părintele a ajuns la București, la, lângă București, Drăgănescu. La Drăgănescu. Și într-o zi, când eu mă pregăteam și eu să am terminat liceul și așa, și hai să merg să îi fac o vizită la părintele. Și la părintele, aveam un itinerar dat de cineva, a spus, domnule, te duci tramvaiul 12, te duci până acolo. I-a explicat cum să fac. Da, vă mai aduceți aminte tot în itinerarul? Aproape că știu. Aproape. Deci din Gara de Nord, se iau tramvaiul 12 până în capul liniei. În capul liniei să mă duc până la un pod peste Argeș, cred, Argeș, dacă nu mă șel. Și de acolo, după ce trec podul, la dreapta, la nu știu câți kilometri, adică la o distanță nu prea mare. Și m-am dus acolo și am văzut o mașină care venea pe spatele meu și când m-am uitat în mașină, erau oameni cu care a fost eu în compartiment. A rămas așa, uimiți. Și ei s-au dus și au trecut de biserică. Și eu m-am dus la biserică. La biserică, am intrat în biserică, era numai părintele singur, picta. Am intrat acolo, m-am închinat la icoane, nu știu ce, am pus rămâna și am salutat, normal, așa cum se face, părintele nu zice nimic. Mi-am zis rugăciunile, m-am închinat, am stat așa și cred că am stat mai mult de jumătate de oră, poate mai mult, cred că vreo aproape o oră am stat și n-a zis nimic, părintele. Știați că e părintele? Da, știam că e părintele, da. Avea niște ochi așa albaștri și așa frumos și extraordinar. Era cam un sfânt așa. Deci, dintr-o dată, când îi vedeai figura, avea așa o senzație extraordinar de ciudat așa. Și cam un sfânt așa, adică? Cam un sfânt așa, adică o figură clară, limpede, niște ochi așa, parcă te tai așa, da. La ceva infinit, așa. Am întrebat dacă am vrut eu să, dacă mi-am dorit să merg. Și am spus că, într-adevăr, mi-am dorit să merg. Și am spus să-mi dea un sfat, să-mi spune dacă e bine ce vreau să fac. Și așa, am asta. Dar chiar credeți că părintele știe dacă e bine sau nu, ce urmează să faceți dumneavoastră? Om care e mai vârstă, cred că are mai multă experiență, chiar dacă nu ar fi preot. Dar faptul că era și preot și că era un bun duhovnic și recunoscut de atâta lumea care a făcut atâtea minuni care le-a făcut și știam de la părinți și de la bunici ce lucruri mari am făcut, era clar că sfatul lui era deosebit de important. La un moment dat au venit persoanele cu care fusesem eu în compartiment. Au dat să intre și în biserică, dar părintele atunci a zis, haide să mergem afară. Și părintele a început să discute și cu problemele lor, au avut probleme, au întrebat aici, au întrebat așa, și la un moment dat, ca asta am plecat de acolo așa, cumva m-am tulburat așa, tulburat în sensul, nu știu, poate bun să zic. Am fost foarte, mi s-a părut foarte ciudat că părintele a dat un răspuns, o frază, într-o frază ne-a răspuns la toți. Că la un moment dat toți am zis, așa, da, adică toți am aprobat. Adică într-o singură frază, ne-a răspuns la toți la întrebarea care ne-a păsat pe noi. Mi-am găsit răspunsul în felul cum a vorbit părintele, mi-am găsit la mai multe, nu la întrebarea principală. Așa, am înțeles cam ce trebuie să fac. Și mi-a mai dat un sat, care l-am urmat numai pe jumătate și n-a fost bine. Pentru că nu l-am urmat într-o totul. Pentru că eu aveam așa păcatul meu așa și trea mărturisit, mi-a zis, zice, unde vrei să mergi? Vreau să dau un examen la o facultate, nu știu, zic, dar vreau să merg la Târgu Mureș. Nu, zice, te duci în Târgu Mureș, la catedrală și acolo vei găsi tu un preot, zice, să te mărturisești. Și m-am dus la Târgu Mureș, m-am dus la catedrală să mă spovedesc și, într-adevăr, am găsit un preot care mi-a pus întrebarea exact care, da, mi-a fost. Pe care o vreau ați dumneavoastră. Da, să mărturisesc. Ca să puteți să spuneți da sau că n-am putut să zic nici da, nici nu trebuia să mărturisesc, adică să o spun așa cuvinte și n-am putut să o spun. Mi-a fost așa. A fost așa, deci am fost un răspuns așa, cam ambigu. Deci nu a fost un răspuns clar, doamne părinte, am făcut păcatul ăsta. Și nici n-a reușit la facultate. Dar ce interesant e că la facultate, una dintre întrebările care a fost exact întrebarea care mi-a pus-o părintele. Adică legat era de exact de sistemul respectiv. Să te apese un păcat, unul singur, și să-ți fie frică. Dar noi, care avem atât de multe păcate,
Unii spun că Negru Vodă ar fi plecat de aici, din Făgăraș, ca să descalece în țara românesc. Dar și părintele Arsenie va fi venit de undeva. Nu, nu am greșit. Părintele Arsenie este un întemeietor. Iar eu mă duc la Vața de Sus, pe lângă Brad, în munții metaliferi, să văd unde s-a născut și dacă oamenii își mai aduc aminte. Să rămână! Mă iertați, știți cumva unde e casa unde s-a născut și a locuit părintele Arsenie Boca? E vorba că aici, acum ratificatul trăiește mai sus la alții pe vale, dar aici a fost prima dată. Aici? Chiar aici? Da, pe uliță, treceți pe odul înapoi și o luați pe uliță, în casa aia, acolo, așa. Mai există casa în care a trăit? Nu, se zice că în familia aia, în curcea aia, dar nu, casa nu mai. A, deci locuiește acolo, locuiesc... Cineva, dar le-au zis că acolo a fost, acum câțiva ani s-au găsit că acolo. Și acum anul ăsta s-a ridicat în alte parte, acolo sus la geal, mai sus, zice că acolo s-ar fi născut. Deci... Dar mai există urmași de-ai părintelui? Mai există rude? Nu, eu nu știu. Aici s-ar mai fi găsit, dar eu nu știu. Dar pe cine știe? Știți cumva unde a fost casa lui Arsenie Boga? Că am întrebat și mi s-a spus să rămână. Sărumâna, am întrebat și mi s-a spus că aici ar fi fost casa lui Arsenie Boca, părintele lui Arsenie Boca. A știu ăsta, dar sunt alte camere făcute. Nu a fost cele. O fi smontru. Ăla-i legat cățelul, nu? E legat, e legat. Oh, Doamne, ce sărumâna, Constantin sunt. Rosalina Vircea. Bărbatul meu a fost nepot la el. Nepot de ce? De soră? De... sau cum? Mama lui Sfântul Arsenie a fost mamă la socra mea. Aha. Mamă la tată, cum spune mamă la bărbatul ei, cum se vine. Deci, era nepot de soră? Da. Soțul cum dumneavoastră? Vine, da. Ia, așa. Adică părintele Arsenie a avut o soră care a avut copii. Da, da. Da. Nu mă auziți? Eu o să vorbesc mai tare. Vorbești mai tare, dar așa e. De, părintele Arsenie da. A avut o soră da. Care a avut copii, sora părintelui. Da. Era soră... Socra mea a fost așa ea. Era soră bună sau soră doar de mamă? Nu, soră bună. Nu de mamă. Care? Părintele Arsenie cu... Părintele Arsenie a fost cu... numai de mamă. Cu bună așa, cu socra lui mamă. Mhm. Mhm. Și ce vă spunea soțul, nepotul părintelui despre părinte? L-a cunoscut pe părintele, pe Sfântul Părinte Arsenie? Cum să vă spun? Nu a venit să-l vadă, să vină aici la noi. Dar am fost acolo sus, la munci, unde avem, cum zicem noi, gealul, unde ținem vicile. Și eu veneam cu fica mea și mâncam acolo la masă. Și ea s-a apucat să facă pe un ciorap, eu m-am apucat să spăl vasile și soțul ieșea afară să taie lemne. Înțelegi, se spun? Da, 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 eu înțeleg. Și atunci vine el în casă, soțul meu, acolo la geal. Și vine un popă și la un popă. Un popă, zăsă. Popă. Așa, gingi vine din partea asta. Ce zise? Ești, nu zise nimic, numai se uită la mine. Se uită la mine și plecă. Noi râsărăm cu fiica mea, că e beat. S-a băgat în pivniță și băut țuică. Nu am miros a țuică, nu. Nu râgiți și, dar zic că în ce parce se dusă? În parcea care vine, în parcea asta, arăte. Dar numai doi parce, ești că nu l-am mai văzut. Păi așa, nu. A dispărut? A dispărut. Părintele. Părintele. Da. Să fie asta casa? Nu știm. Nu prea concordă datele. Dar aș fi putut arăta și așa, cu minte și blajină, ca mătușa Rozalie. Nu,
motoare, noi toți din motoare. Uite, aia din bătrân. Vitrina aia. Și domnul de aici din imagine e nepotul părintelui Arsenie, nu? Da, ăsta. Nu, uitați-vă și vă. Trebuie să verific și trebuie să aflu data morții mamei părintelui Arsenie. Și dacă apariția în duh a fost, bătrânele au certificat-o. Și rămâne iar întrebarea: unde e casa? Să rămână, părinte. Constantin sunt. Părintele binecuvântat. De la Vața de Sus. Părinte, aici s-a botezat părintele, da, Arsenie Boca? Aici s-a botezat, dar nu în biserica aceasta, vă rog frumos, într-o biserică mai veche. Dar tot biserica, da, era tot aici? Tot aici. Și biserica asta e o biserică nouă care, da, s-a reconstruit după. Sorecă. Și există o dovadă, mai există certificatul de, da, botez? Există și certificatul de botez, vă rog frumos, intrați înăuntru ca să putem să vedem. Neobișnuită pentru ochii unui regățean ca mine. Ferestrele, lumina și o mare sărăcie. Aici, în munții metaliferi, în țara aurului. Mai bine tac. Părinte, dar de ce sunt ferestrele astea? Că n-am mai văzut. Pentru că biserica este construită pe timpul Austro-Ungariei și de astea sunt biserice. Deci n-a fost o biserică ortodoxă de la început. A fost o biserică ortodoxă de la început. Aha. Și când a devenit ea biserică ortodoxă? Deci după 1927, când s-a făcut ultima reparație aici. Deci a fost modificată, da, de la construcție. Modificată, de asta avem și acolo mormântul soră-l părintele. Și ea a fost îngropată în biserică sau biserica s-a lărgit după? Biserica s-a lărgit după. Și un singur mormânt a rămas? Un singur mormânt. Deci ea cumva a fost îngropată chiar, da, lângă biserică. Pentru că da, pentru că bunicii dânsului au spus așa, ca sora dânsului să fie și ea în biserică mormântată, că atunci când dânsul va ieși preot, să fie alături de ea, să slujească în Sfântul Altar și sora să fie alături de dânsul. Păi se știa, în 1913, era pentru hotărât că părintele este, Arsenie... Se spune pe undeva că mama dânsului, atunci când era însărcinată cu dânsul, a visat soarele și luna și că va fi preot. Deci de cum? Asta se spune pe undeva că numele Zian de acolo vine, lumină. Îl chema Zian Vălean Boca. Niciunul din nume nu este obișnuit în zonă. Iar mama se numea creștină. Popa creștină. Stau și deasupra mea se rotește un uliu. Nu sunt eu prada. Vrea doar să mă încerce cât de viu sunt și dacă voi avea curajul să mă arunc în ochiul mitului. Să văd ce a mai rămas nespus în cuvinte. Cere locului pe care se ridică o mănăstire să aibă un izvor de apă, un brad, un loc pentru viță de vie și aer bun. Eu caut izvorul, acela pe care părintele Arsenie l-a făcut să țâșnească. Trebuie să fi fost după 1942, după 10 aprilie, când a fost hirotonit preot. Se spune că apa lui este vindecătoare.
Oamenii vin și astăzi să ia apă pentru ei și pentru animalele lor. Apă pentru sănătate trupească, mănăstire și duhovnic pentru sănătate sufletească. Veneau cu miile, pentru că la sâmbătă găsiseră matca purtătoare de Iisus. Părintele Arsenie le fusese dat lor să le aducă aminte că sunt creștini. Păi, dar nu, pentru asta a venit pe pământ. Ca să ne îndrepte pe noi, păcătoșii, ca aia ne învăța. Să ne facem rele, cum s-ar putea trăi curat, cum s-ar putea trăi frumos, cum ar putea să fie copiii buni. Asta ne întreba părintele, nu întreba, nu te învăța altceva. Nu te învăța să te duci să fun, te învăța... Era... Păi, acum nimeni, bine intenționat, nu te învață, dar... Dar, vezi, toată misiunea lui care o a avut-o, nu a fost plăcută la toți. Pentru că fiecare venea din toată țara să-l asculte. Dar venea multă lume așa odată? Păi, cât de multă? Păi, cât de multă... Nu vă pot spune câtă vinea. Și studenții din București. Vineau, așa pe rând vineau. Dar era ura și dușmănia începea din... lăuntru, nu începea din altă parte. Care a fost. Doar, și v-a cucerit din prima pe fiecare, acum întreb pe fiecare în parte. Deci prima dată l-ați văzut și prima dată v-ați dat seama că are o forță și o putere altă parte? Apoi eu nu m-am dus numai o dată. Nu, da, prima dată când ați fost. Prima dată, nu mai știu cum am făcut, m-am dus, am stat cât am stat și am venit. Și după aia a fost tatăl meu dus, a fost mama mea. Mama mea s-a dus prima dată. Și v-ați dus și cu copiii după ce ați... N-aveați? N-am avut copii atunci, acum m-am dus. Eram fetiță, eu eram copilă. Ah. E, după aia, la 45 m-am măritat. Aha. Era părintele tot acolo, la mănăstire. Și n-ați mai fost? După ce v-ați măritat? Am fost, am fost și la prizlog la părintele. Dar ce avea? Ce avea de văd? Și dumneavoastră ați fost? Nu. I-a fost mic. V-a dus mama? La 2 ani de zile. El nu a fost. La un an de zile. Eu am fost dus și cu bărbatul meu. A fost la prizlog când a făcut pe mitropolitul, dacă nu mult cum îi zice. Pe Antonie. Acolo, la călugării, la Prislop, acolo am fost și eu când la călugării și pe unul domete. Îi zicea cucuzel, că cânta frumos. E o știință a moșitului, pe care trebuie să o stăpânească orice duhovnic. Trebuie să ai forță să transformi un om, să-l întorci, să se privească ochi în ochi cu Hristos. Poți să faci asta cu un om, cu doi, dar cu mii, cu zeci de mii și zeci de ani, de unde puterea asta? Doar dacă de undeva de sus, în continuu, curge în tine harul și tu devii izvor pentru toți oamenii însetați. Dacă alături fotografiile vezi transformarea, vezi efortul, vezi presiunea psihică gigantică, suportată. Întâi a spus că să se roage pentru noi. După ce lumea nu înțelege, că să se roage de noi. Adică să te cheme pe fiecare. Cum te aduce în matale și... Mergi la mănăstire să vezi pe părintele. Nu, Natale, dacă ai ceva scurs în inima dumneatale și ce-o găsit-o, atunci, Natale, ce ai zis? Asta e un om care cunoaște ceva, nu? Că dumneavoastră nu ai spus nimănui ce ai în adâncul inimii tale. Și atunci când ți-a spus cineva ce ai din adaia ascuns ani de zile și acum ți s-a descoperit, cam cum te-ai simțit? Și zice Natalia, acum, da, ca om vorbim. Nu, dacă asta e adevărul. Eu credeam că acum eu pun întrebări, dar văd că... Vezi că mă zici o întrebări. Cum te simți când te-ai dus și te-ai dus acolo și ți-o pus? Păi, depinde, dacă ar fi ceva de care mi-ar fi rușine, dar oricum m-aș simți eliberat, cred. Păi, asta a fost, pentru că asta a fost să scape omul de greutățile sufletești care le are. Cât sunt din cei care asemenea familiei Greavu se pot lăuda că au stat în preajma părintelui Arsenie. Acești fideli au donat din puținul lor bani pentru fondul filocaliei.
Era nevoie de filocalie atunci pentru refacerea mănăstirilor din Transilvania devastată de tunurile lui Bukov și de ruptura dintre biserici. Uite aia. Știți aici în poză? Era o doamnă de la București care se sunea de Părintele Arsene, una înaltă. Asta ne. Și eu mi-a dat capul de după ea că să mă văd și eu, că știam că, că filmează. Mi-au zis să mă rog pentru voi și acum mă rog de voi. Păi s-a rugat de noi, că după aia nu s-a rugat de noi, că să ne întoarcem și s-a rugat să noi facem rele. Dar cine, învățat... cine i-a zis asta? Păi, vă spun te-a spus, dar nu... 9 iulie 2005. Nu știu cine i-a fi dat, ei, că eu n-am da. Așa îi spune bunica sa. Mama mie. Mama mea și a zis mama mie. Fusese 3 luni în Muntele Athos. În 1939. I se arătase Fecioara Maria, care l-a îndrumat toată viața și adusese în țară câteva volume ale filocaliei. Îl rugase pe părintele Stăniloaiei să le traducă, iar el le caligrafiase și apoi strânsese bani pentru tipărire. Volumul cu autograf cuprindea scrierile lui Maxim Mărturisitorul, care vorbea despre energiile necreate. Mă duc la chilia părintelui. Urc muntele pe malul sâmbetei. Nu are nimic din ceea ce ne imaginăm că ar fi apa morților. Curge printre brazi, o fi izvorând de la rădăcina uneia, dar nu e bradul lumii decât dacă vom conveni că ne mișcăm iar pe un tărâm mitic. Părintele Boca i-a dat această dimensiune, plasându-și aici locul de retragere pentru rugăciunea însingurată. Era un urcuș care îl apropia de cer. De câte ori au vorbit cu Dumnezeu, marii profeți se aflau pe un munte. Hristos însuși s-a urcat pe munte să se schimbe la față, să-și rostească predica cea mai importantă, să caute oaia rătăcită, să se roage în grădina Ghețimanii, pe muntele măslinilor, și pe o colină a și murit. Trebuie să urci totdeauna un munte ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Am și eu o întrebare. La chilia părintelui Arsenie, cum se ajunge? Uitați aici, pe cruce, pe cruce albastră. A, e marcat? Da. Uitați, vedeți pe piatra acolo. Aha, cu cea albastră, da. Și cam cât e până la chilie? 20 de ani. Este spasnic aici? Cabanier. Cabanier. E un pic stricat drumul undeva după crucea așa, pe care se vede. Și stați aici zi de zi? Aproape. Dă începe tot timpul? Și iarnă și vară? Iarnă și vară, aproape. Mai mult în iarnă, nu uite. Era o oaie mai sus. Părea, da, o oaie. Părea pierdută. Lătra un câine, chiar aici, la, nu știu, 10 minute maxim. Era de aici? Nu. E vreo stână prin apropiere sau? Au plecat ea de aproape săptămână cu oile. Sunt sus pe unchi, a trecut și a, deci înseamnă că ea s-a... Da, o fi pierdut. Se trage unde a fost stâna. Stâna mașină. O lătrau un cățel husky. Da, ăla negru? Da. E de aici, de la cabană? O venit de la Podragu. Iepul, niște turiști, niște nemți. Poate v-ați întâlnit cu ei în jos. Și cum e aici zi de zi la cabană, în singurătate? Că turiștii... Nu e chiar singurătate, că nu sunt destui oameni. Vin? Sunt turiști. Vin, vin. De aici poate începe apa morții. Urcușul e foarte abrupt. Iar chilia este construită pe o culme, separată de alta printr-o prăpastie de 4 metri. Numai oamenii munților veneau pe aici. Mare lucru ciobănia.
te ține aproape de Dumnezeu. Unii zic că ar fi întemeiat țara. Părintele Arsenie reîntemeia cu ei o credință pentru că reactualiza imagini biblice. Tata a lucrat și cu tatăl său, erau cumnați. Tata și cu mama au fost frați. Și au lucrat cu părintele, au vrut să-și facă o chilie acolo sus, de la cabana Sâmbăta încolo, să-și facă o chilie. Și și-au ales 12 oameni. 12 oameni ca să lucre acolo. Și băi, zice, uite, luni, zice, ne întâlnim aici și ne ducem acolo și ne apucăm, că, zice, eu am însemnat acolo, acolo unde să fac chilia. Și-au plecat de acolo, de la mănăstire, s-au dus și când s-au apropiat, ne zice, uite, acolo vine chilia, dar era o prăpastie de pe 4 metri, așa. Zice, nu putem trece aici, voi vă duceți, uite, pe căci eu mai stau pe aici. Voi vă duceți pe potica asta și ocolița aia și zice, veniți aici. Nu, părintele a rămas pe acolo, nu știu ce, ei s-au dus, numai s-au făcut potica în două. În mijlocul tăchii, în potece, sta ursul. O, mă, era cu săcură. O, mă, ursul sta. Le-a fost frică. O vin părintele, ce, mă, ce? Uite-te, moș Martin, nu ne lasă să este. Lasă-mă că n-ar trebui. Și-o luat așa de gând. Hai, mă, lasă oamenii că ăștia merg cu mine. Și-o luat-o pe pătică încolo cu ursul și ei s-au urcat. Când până s-au dus acolo, când o vin, părintele era deja acolo, la chilie. Nu, au ajuns acolo la chilie și ei s-au minunat, mă, prăpastea aia cât de aici am părinte, cum să o treacă. Nu știu. Nu, până la urmă, zice, bă, zice, ca să nu mai tot ocolim pe aici așa, zice, ar trebui, zice, să facem aici o podișcă. Zice, uite, vedeți brazi ăștia, doi de ci, doi brazi, înalți. Zice, din ăștia ar merge, care vă pricepe? Tata, zice, nu-s chiar ăsta lemnar, dar zice, mă pricep așa la tăia la lemn. Mă zice, uite, ca să, din bradul ăsta, cum trebuie să-i pui tăietura? Păi, uite, părinte, cam o pui, uite, așa, zice, să cazi, uite, acolo peste muche și zice, ăsta, nu, mă, așa, așa, mă. Nu, o tăia bradul, o căs bradul cam atunci când îl pui cu mâna. Că putea să rupă, că era pe o muche și el când o căs, putea să rupă în două. Da, s-a dus încet și s-a cumpănit așa și s-a așezat. Nu, mă, și acum ce facem? Zice, pe părinte îl ciuprim pe două părți și îl împingem peste prăpaste, că era de 12 metri bradul. L-a ciuprit pe două părți și l-a împins peste prăpaste și după l-a scurtat aici și au și împins și partea elantă și au făcut podiscă. Au făcut o balustradă și nu, zice, mă, zice, uite, acum, zice, ca să se pân, că era părintele, s-a urcat sus pe stâncă și s-a legat cu lanțul și a dat drumul în partea de către răsărit, așa, și a făcut cu vopsea roșie unde venea geamul. Și acolo trebuia să pat, nu, cum să stai în prăpastie, ca să... Zice, trebuie făcut o stilă din fundul prăpastiei ca să putem să săpăm aici. Nu, gata, prin pădure, o tăiat prăjind ăsta de el, să facă. Nu, mă, era gril, era virz. Zice, părintele s-a răzmat așa de stâncă și zice, nu mă atingea numai cu piciorul. Și zice, parcă ne lua lemnele din ăsta, nu ne-am simțit greutatea absolut loc. Și a făcut schilă până acolo și s-a apucat de săpat. Nu, avea acolo un izvor, că și acum am apă de atunci, este din 40 și până în 48 a fost părintele. Nu știu ce vă mănâncă, dar în 45 m-am arătat. Am apă într-o sticlă de acolo, de la chilie. Era așa o piatră țuguiată și pe vârful la piatră curgea apă. Dacă puneai urechi, auzeai cum zumzei apa. Și acum nu mai e izvorul ăla? Mai e? Trebuie să chiar. Dar eu n-am apucat să ajung. Nu mai fost. Și când s-a așezat la masă, s-a apucat părintele și le-a frânt pâine, nu știu ce. Mă zice, cam cum suntem noi aici? Păi, părinte, ca
Domnul Hristos cu apostol. Așa, mă, așa. Și-a făcut și-a stat acolo, a lucrat 2 săptămâni. Vinerea, a doua vinere, zice, băi, zice, ne ducem jos, zice, să vă schimbați și voi și să vă primeniți asta. Și zice, duminică, zice, vă spui, zice, care e situația, dacă mai venim, că, zice, înaltul, zice, nu-i prea de acord. Înaltul era Nicolae Bălan, era metropolit. Zice, nu-i prea de acord cu chilia asta, că, zice, că fac cu de partizani. Și apoi așa s-a întâmplat, când duminica, când covint acasă, s-a schimbat și-a luat și asta, s-a dus duminica după Sfânta Liturghie, zice, băi, zice, nu ne mai ducem, că în altul o să stat lucrare. Pe muchia prăpastiei, peșteră. E plin de exemple patericul. Dar aceia din Pateric erau ucenici ai rugăciunii inimii. Și atunci, părintele Arsenie o avea sau o dobândea? Dacă și alesese sau fusese ales de Maica Domnului să-i fie ucenic, nu la o asemenea ucenicie se înhămase? Și dacă în Fecioară se întrupase Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin rugăciunea inimii, Iisus nu era chemat și adăpostit în inimă? Acolo unde se unea mintea, omul cu inima sa, nu se umplea de Iisus, nu devenea Teofor? Dacă era așa, mulțimile trebuiau să-L urmeze pe părintele Arsenie. El devenise poarta Transilvaniei pe care intrau și greco-ortodoxi și greco-catolici. Nu se reîntregea ortodoxia așa cum se reîntregise țara, împărtășindu-se cu aceeași pâine sfințită. De iepe. Atât avea voievodul Constantin Brâncoveanu, întemeitorul mănăstirii de la Sâmbăta de Sus. Nu le ținea pe toate aici, în Ardeal. Or fi fost câteva, cât pentru schimbarea cailor la Rădvan sau poate vreo vânătoare. Cine mai știe? Moșia de pe apa Sâmbetei o agonisise tatăl său, Preda, pe la 1654. Și ca orice creștin, cuvincios și mare boier, a construit o bisericuță de lemn pe Valea Râului. Fiul său, Constantin, domn al țării românești, a ridicat în locul ei o mănăstire. În 1785, curtea de la Viena l-a trimis pe generalul Price să desfințeze mănăstirea. Chiliile au fost distruse. Biserica ruinată. Palatul Brâncovenesc și moșia au rămas moștenitorilor. În 1922, Ministerul Domeniilor a predat mitropoliei de la Sibiu domeniul și rămășițele mănăstirii. În 1926, după 241 de ani, a început să fie restaurată biserica. A fost sfințită în 1946. Părintele Arsenie Boca fusese hirotonit preot, un stareț și duhovnic. În aprilie 10, 1942, de izvorul Tămăduirii.
Țara Făgărașului primise un mare duhovnic. Unii spun cel mai mare duhovnic. Oamenii veneau la el cu miile. Sub acoperișuri în case, oamenii spuneau că are vârsta înainte mergătorului. Era război și se murea. Era vremea unității. Trăirea creștină nu putea fi decât una: să-L urmezi pe Hristos întru totul și în toate. Și în acest avânt, barierele se subțiau într-atât încât în unele locuri bisericile ortodoxe se întorceau la cei pentru care fusese reconstruite. Biserica Sfântul Nicolae din Făgăraș a fost construită de Constantin Brâncoveanu să aibă și făgărășenii un lăcaș de cult în oraș. Pe atunci, românii transilvăneni nu aveau voie să-și construiască biserici în cetate. Puternicul voievod a obținut aprobarea de la principele Mihai Apafi al II-lea. Zidurile nu trebuiau să fie nici prea groase, nici prea înalte, din respect pentru cetatea săsească a Făgărașului. Pisania spune că biserica a fost construită în 1698, în al 10-lea an de domnie al voievodului Țării Românești. Trebuie că a trimis aici echipa de la Hurezi. Stilul este pregnant al renașterii brâncovenești. Trei cupole și 7 ferestre, de aceea e luminos. Am citit că iconostasul este cel original, sculptat în lemn de stejar și poleit cu aur. Pictura lui a fost realizată de zugravul Preda din Câmpul Lung, iar fresca de fiii lui, Teodosie și Preda. Nu am fi văzut minunea asta de pictură dacă nu ar fi fost restaurată acum, după ultima revoluție, adică între 1994 și 1998. Restauratorii au fost Virginia Videa și Gheorghe Zaharia, pictori. E doar o parte a poveștii, partea frumoasă. Există și o parte mai tristă. În 1723, biserica a fost trecută cu forța în folosința românilor greco-catolici. 14 ani a fost biserică episcopală pentru Ioan Patachi și Inocentie Micu Klein. După aceea, sediul Episcopiei Unite s-a mutat la Blaj, iar biserica lui Brâncoveanu a rămas biserică de parohie. Pe noi ne-a adus aici părintele Arsenie Boca. În 1948, el a fost preotul care a preluat biserica de la greco-catolici. Era singurul care avea autoritatea necontestată. Habar nu aveam ce episcop a despărțit biserica românilor în ortodoxă și greco-catolică și de ce. Era Ioan Patachi, cel căruia Brâncoveanu îi dăruise 600 de galbeni și mănăstirea Sâmbăta de Sus. Noua biserică s-a numit greco-catolică pentru că își păstrase ritul, arhitectura, spațiul eclesial, veșmintele. Diferența era că recunoscuse autoritatea papei de la Roma. Ce voiau? Școli în limba română, dreptul de a ridica biserici de piatră în orașe, dreptul de a fi recunoscuți ca națiune receptă. Trebuie să-l caut pe părintele, dar trebuie să vă spun că atunci când a vorbit în dietă despre națiunea valahă, Inocentie Micu Klein era să fie aruncat pe fereastră. Thank you.
Să rămână, părinte. Bine Constantin ați venit. Sunt. Părintele Marcel Dobrea. Constantin sunt. Ștefănel Dobrea, nu? Nenea s-o prezenta și tu te prezinti, Ștefan Dobrea, da? Părinte, de ce ține slujba în aer liber? Ținem de obicei biserica noastră brâncovenească și influențați poate de mănăstirea Sâmbăta, unde au acel minunat altar unde se face slujba afară și e minunat. Am ales să facem așa și să facem acest altăraș afară și de care să-l folosim din timp în timp. Nu l-am mai folosit de câteva timp, a fost timpul greu, dar la o vecernie, la un Sfântul Maslu pe care le facem aici, folosim altarul de afară. Vă văd aici cu nepotul lângă dumneavoastră, așa. Nu? Cu Ștefan. E nepoțelul meu din Germania, băiatului meu, interesat de tot ceea ce mișcă, așa, tot ceea ce e important, de cameră, de construcții, de oameni interesanți care vin și e ochi și urechi, să prindă și să învețe. Și părinte, unde începe și unde se termină datoria unui părinte față de copilul lui? Și unde începe datoria unui copil față de părintele lui? Datoria începe la naștere și se termină odată cu sfârșitul părintelui. Deci nu se termină niciodată? Nu se termină niciodată. Practic nu se termină niciodată pentru că ai dorit tot mai mult pentru copilul tău și atunci nici măcar nu te jertfești. Faci tot ceea ce trebuie pentru copilul tău. Și nu în ultimul rând, din punct de vedere duhovnicesc, vrei să-l știi pe calea cea bună. Nu mă apuc să-mi bat la cap copiii mei, să stea toată seara în genunchi, dar mă refer la moralitate, la felul cum văd viața, felul cum se prezintă în societate. Asta mă interesează foarte mult. Dar cum știi că e pe calea cea bună? Chiar dacă el respectă niște reguli, că nu e obligatoriu să respecte. Din două vorbe discutând cu el, știu dacă e ăla de ieri și de la altăieri, sau s-a întâmplat ceva. Un singur copil e cu mine în oraș aici, nu cu mine în casă. Am un băiat în Germania și am o fetiță în Mediaș. Deci, stând de vorbă, mai scurt timp decât am vorbit amândoi, dau seama că nu e în regulă. Îi simt pe copiii mei și sunt liniștit când văd că lucrurile merg bine. Și datoria lor față de, fiindcă m-ați întrebat, datoria lor față de părinți, niciodată n-am socotit că neapărat îi îndatorez cu ceva față de mine, dar mulțumirea mea, așa cum am spus, este să-i văd cresc frumos și îți văd de treabă și sunt bun creștin și oameni de omenie. Deci părintele are datorie față de copil, copilul are datorie față de copilul lui. Corect. Dragoste merge numai înainte. Dragoste. Acum, știți cum e, m-ar deranja să-l văd că nu mă respectă, că nu mi pune la suflet ceea ce eu vreau sau că nu e interesat de ceea ce gândesc, de ceea ce fac eu. M-ar deranja. Dar ca să-i pretind eu, uite, trebuie să faci cu tare, cu tare pentru mine, să știu eu la ce să contribui tu. Nu, așa ceva nu. Iubirea privește înainte. E o învățătură. E o învățătură pe care trebuie să mi-o reamintesc. Să nu-i cer fiului meu recunoștință că l-am iubit. Să nu cer nimănui recunoștință că l-am iubit. E datoria noastră să ne iubim semenii. Ei ne pot întoarce iubirea dacă vor. Unii pescuiesc pești, alții amintiri. Nu amintirile mele, ale celorlalți. Să le fac peștii mei. Multe le descoper în cărți, altele le preiau de la oameni. Mă întreb dacă în vremea cavalerilor se putea petrece o scenă ca aceasta a pescuitului. Nu. E prea modernă atitudinea.
Pentru omul de la malul celălalt, cetatea este o clădire oarecare, mai bine amplasată, mai aproape de apă. Forța zidurilor. Mase compacte sparte de dreptunghiuri de aer și lumină. Sunt necesare chiar dacă îți dau senzația de slăbire a rezistenței. Vidul e o tărie în care nu poți să existi. Oare asta să însemne tăria cerului? Poate, dar acum mă copleșește tăria zidului. Nu știu cât l-au impresionat zidurile acestea pe părintele Arsenie Boca. Pe el, care trăise asprimea Atosului, asprimea peșterii. Îmi place să mă gândesc că nu stătea tot timpul în rugăciunea inimii. Eu mi-aș fi adus aminte de domnița Ileana, cea frumoasă ca un înger. A venit la sâmbătă. M-a invitat apoi la Bran. Le-am vorbit despre Hristos. Înțelegea. S-a măritat. A născut toți copiii pe care i-a dat Dumnezeu. Sunt gândurile mele, nu ale părintelui. Și nu sunt frivol, dar cred că așa trebuie să fie arătat un înger. Poate că a și fost, altfel nu ar fi scris atât de bine despre ei. Devenise deja maica Alexandra. L-am întrebat pe celălalt părinte, Arsenie, cum se face omul călugăr? Călugăria, vă spun, e un lucru atât de tainic și de mare în ființa asta, omul creat de Dumnezeu, încât, vă repet, nu poate nici cea mai definese filozofie sau teorie să o explice. Pentru că ea ține de cuvintele cele mai de vârf ale Scripturii. Vrei să fii desăvârșit. Dar nu pentru că cunoști acest citat al Scripturii pleci, ci pentru că simți nevoia să te dăruiești lui Dumnezeu mai mult decât poți în lume. Adică simți că prea puțin dăruiește omul lume lui Dumnezeu față de marele harul care a căzut peste el. Și atunci Mântuitorul, chiar Evanghelia de astăzi era așa, dă-mi voie să merg să îngrop pe tatăl meu. Lasă morții și îngroape morții. Să zic că nici atât nu i-a îngăduit Dumnezeu. Așa de mare este a merge după el, a-i sluji lui, deci a face orice în lume nu este suficient față de cât de zestea care ne-a dat Dumnezeu pentru ca să-l cucerim. Pentru că problema nu se pune a mântuirii, ci a cuceririi lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu e cucerit, e tot ce are El, e și al nostru. Așa că eu simțeam că nu mai pot face nimic altceva cu niciun chip. Știam, simțeam că e nevoie să mă doresc cu tot ce am, cu trup, cu tot. Dacă cineva pleacă la mănăstire, comparând valorile, adică, nu pleacă pentru că trăiește această sfântă nebunie pentru Hristos, nu poate să reziste. Sau face o călugărie amestecată, raționalizată și trăiește văvirită unei inerții, cum spuneam, dar nu, da. Deci am simțit nevoia aceasta să fiu un om al lui Dumnezeu. Cât am realizat, vă spun, știe Dumnezeu, pentru că mi-ar fi foarte greu să spun, că eu, pentru că am plecat la mănăstire, de acum am dreptul să cred că mă mântuiesc. Nu, aceasta eu chiar spun, că dacă există, iad există numai pentru mine. Cine poate să îndrăznească? Pentru că nu poate fapta omului, oricât ar fi de grozavă, de dăruitoare, de valorificată în sensul așa unei mari
cu mințenie pe toate laturile privită, nu ne mântuiește decât Harul Dumnezeu, dar pe ceva Harul Dumnezeu. Ar trebui să plângem. Nu o vom face. Vom sta pe malul apei aruncând pietre. Mănăstirea de pe Șaua Muntelui. Asta înseamnă Mănăstirea Prislop. Mai era cunoscută și ca Mănăstirea Silvașului de Sus, adică din pădurile de sus. Oamenii de astăzi o cunosc și o caută pentru ultimul ei titlu, călugărul Arsenie Boc, pe care și eu îl caut. Nu se știe când și cine a fost primul ctitor. Unii spun că ar fi fost aici o vatră de sihăstrie de prin secolul al XIII-lea, contemporană cu cele de la Râmeț și de la Hodoș Bodrog, de pe Mureș. Alții spun că ar fi fost ridicată de ucenicii lui Nicodim de la Tismană și că însuși Sfântul ar fi scris aici Tetraevanghelul. Cert este că în anul 1564 a fost ridicată din temelie de domnița Zanfira, fiica lui Moise Vodă, domnul al țării românești. Văduva, a patra oară, bolnavă, ar fi trecut pe aici, ar fi băut apă din izvor și s-ar fi vindecat. Avea dreptul o femeie să construiască o mănăstire de bărbați? Rânduielile spun nu. Așa că trebuie să fi fost aici, măcar o sihăstrie. Domnița Zanfira și-a înzestrat mănăstirea cu odoare scumpe și cu moaște. A mai rămas doar o icoană și piatra funerară sfărâmată a domniței. Peste ani, o altă Zanfira, stareță, vine și aduce în mănăstire maici. Pământurile aparținuseră odinioară nobililor români din Ciula. Pentru români a fost înființată aici o școală de preoți de țară din care s-au ridicat Ioan, mitropolit de Belgrad, și Teofil, episcop de Vad. Există și acum, aici, o școală monahală. Dar e vacanță. E cald. E miezul zilei. Și oamenii așteaptă Sfântul Maslu pentru o tânără paralizată. Încet, în timp. Rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, iar păcatele se vor ierta. Așa spune Sfântul Iacov, apostolul. Zece ani. Atât a stat părintele Arsenie aici, și doar 2 ani ca stareț. Restul timpului a fost duhovnic. Cum a putut să îmbibe locul de persoana lui chiar și în ziua aceasta neutră? La 20 de ani de la trecerea sa la Domnul, zi de zi, oamenii din toate părțile țării vin la el la mormânt. Să-l întâlnească, să-i se spovedească, să îi sfătuiască. Intră într-o lume de vis, visul părintelui Arsenie. E o urcare. Cu părintele Arsenie urci, și la izvor, și la chilie, și la mormânt. Urci. Pe lângă apa sâmbetei spre izvor, pe lângă silvășel spre cimitir, anticamera judecății personale. Un pâlc de cruci. O opște în așteptare. Crini regali și flori banale sunt semne ale iubirii. Ale unui răboj special de iubire. Pentru că e nevoie de multă iubire să vii aici, atât de departe de casă. Să te întâlnești în duh cu părintele, să-l rogi. Ca și cum ar fi viu.
moartea sfinților ca un fapt de viață. Mi-aduc aminte de povestirile Mariei Groza când a plecat de la Prislop la părintele Arsenie și s-a însoțit pe drum cu alte două femei care nu cunoșteau drumul. În casa noastră Dumnezeu scoate un om o săcură mână și zice, măi, femeile, unde vă duce? Zic, în Silvaciu. Păi zice, nu vă mergeți până în Silvaciu. L-a dus de pe munte, sau era un deal în ale, coborâți de pe deal în vale și dați-mi părăul ăla care duce până în curtea mănăstirii. Așa am făcut, am ascultat de omul ăla, putea să ne îndemn de rău. Dar da, omul ăla cum mi-a apărut? Era pădurarul sau cine? Nu știu nimeni al cine, nici nu l-am cunoscut. Și așa ne-a îndreptat. Nu, acolo a luat-o pe cărare să mergem către mă. Eu și-am împărțit eu. Da, păi... Și femeile alea n-avea povară. Eu aveam și povară. Duceam ceva acolo, ce știu, făină ce-am avut la mine. Și i-am dus pe ala vit. Pe drum eu nu mai puteam merge. Vine altul om pe vale și nu l-a luat povara al ăsta la antecă, că erau mai bătrâne, mi-a luat povara mea. Și mi-a dus-o până în curtea mănăstirii. Acolo în curtea mănăstirii, când am ajuns, acolo era un ur, jos, eu m-am culcat. Părintele n-avea voie să vorbească atunci. Venea, eu m-am lăsat jos, femeia care a fost cu mine de prin răușor, o zice, o să o duc pe ea, să vază pe părintele. Nu, eu m-am dus, cum zic, eu mai fost și știam unii, dar n-am condus. Și m-am lăsat jos și am adormit. Și cum am adormit, de timp vin părintele și când m-am trezit, eu zice, către mine ce-a fost părintele pe aici, bine, nu-a fost bai. Dimineața am ajuns la biserică, la slujbă, la liturghie, și am ascultat liturghia. Și eu, când fiind părintele să ne dea anafără, eu am vrut să iau două bucăți de anafără, una pentru mine și una pentru mama mea acasă. Și când s-o iau una, mi-a căzut. Dacă mi-a căzut anafura, n-am mai pus mâna a doua oară să iau. Am ieșit afară, vine și femeia care a zis că vrea să vadă pe părintele. Nu-l văzuse niciodată. Păi nu-l văzuse, probabil, că... Și de ce vroia ea să-l vadă pe părinte? Nu, toată lumea era curioasă să auză de părinte, să-l vadă. Cum e? Acum asta era, nu mai fost aici la sâmbătă, era la Prislop. La Prislop. Și ea, când o să duce ea anafură, părintele îi dă o bucată de anafură și zice, te duci și duci la Lugreabu. Ea iese afară, cu toate că ea era cu mine, pe mine, știa că mă cheamă Maria, dar nu știu că mă cheamă și Greabu. Când iese afară, strigă, zice, păi zice, cine-i Greabu? Cine-i Greabu? Femeia aia care ne-a dus amândouă. Păi zic, eu sunt Greabu. Păi zice, nu-i la părintele bucatea în afară să-ți aduc. Fericiți cei smeriți cu Duhul, căci pentru ei este împărăția cerurilor, cărarea împărăției și privirea îngăduitoare a sfinților. Întorc la istorie, adică mă urc în istorie până la peștera Sfântului Ioan de la Prislop, un înaintaș al părintelui Arsenie. A trăit aici, la Prislop, în peștera scobită de el în stâncă, în post îndelungat, rugăciuni neîncetate, lacrimi, privegheri și ascultare, și sporind mult în sfințenie. Oamenii veneau la el pentru binecuvântare și sfat. El se ruga pentru ei. Rugaia a fost întreruptă de un glonț. Un vânător crezuse că în borta peșterii se agită o fiară. Și a tras. Tradiția și-l amintește ca Sfântul Ioan de la Silvaș, iar biserica l-a ridicat în rândul sfinților. În peștera lui se retrăgea și părintele Arsenie. Ultimul sfânt și primul bănuit că ar fi venit la Prislop este Sfântul Nicodim de la Tisman. A venit de peste Dunăre, din Athos. Voia să pună o graniță de mănăstiri ortodoxe spațiului de la nord de Dunăre. A început cu Vodița. Nu era bine plasat. Avusese o viziune. Visase că trebuie să ridice mănăstire lângă o apă de munte, așa că urcase mai sus, la Topolniță. Nici aici nu era ce-i trebuia. Loc pentru o mare lavră voievodală. El era frate cu cneazul Lazar al Serbiei și sfătuitor, duhovnic, al lui Mircea cel Bătrân.
De fapt, era nevoie de o mănăstire cetate în strânsura munților. Presiunea latină era mare. Cruciadele nu apropiaseră bisericile. Dimpotrivă, loviseră mortal Ortodoxia și Imperiul Bizantin. Musulmanii nu făceau decât să hărtănească trupul rănit. Nici Atosul, Muntele Sfânt, nu era nici el sigur sub navala otomană. Ilandarul, unde se călugărise, rămăsese sărac în viețuitori. În 1375, negociase la Constantinopol ridicarea anatemei asupra Bisericii Serbiei. Acum trebuia negociată o alianță ortodoxă, un centru la nord de Dunăre. Urcase pe Valea Jiului, adânc, în trupul vechii dacii romanizate, aproape de capitala Sarmisecetusa. În 1377 a început construcția noii mănăstiri. Dar la sfârșit s-a retras la prislop. Era scris să se întâlnească cu călugărul Arsenie, un alt atlet al Ortodoxiei. Să rămână, Doamne ajută! De ce veniți aici la mănăstire? La părintele Arsenie. E la televizor? Da. Ca să ne ducem. Dar ce știți despre părintele Arsenie? Părintele Arsenie era un sfânt. Ca Dumnealui nu o să mai fie pe pământ. Și dar de ce spune? Oamenii care vine să se roage, poate să vindece, să... L-ați cunoscut? Nu l-am cunoscut. Nu l-ați cunoscut? Am citit cărțile, numai că n-am ajuns să... Acolo a sâmbătă și a fost un sfânt. Ia, prevedea. Și mai și este, că ajută și așa, și acum. Atât oamenii și aici. Să avem credință, să credem. Doamne, că ne arată și la credință. Da. Ba, sunteți de aici? Nu, că de la Sibiu. De la Sibiu și veniți până aici. Pe bine că avem mai gază cu copii. Cu un băiat avem probleme și ne rugăm. Poate să ne ce face? Bună ziua! Tu de ce vii la mănăstire? De ce vii, mami, la mănăstire? Să rog. La cine te rogi? Doamne, Doamne. La Doamne, Doamne. Și la mai cine? La cine? La părintele Arsenie. Dar ce știi tu despre părintele Arsenie? Mai alții. Ce știm noi? Ce ți-au spus ție mama și bunica? Doamne ăștia. Face bine la oameni, ajută oamenii care sunt bolnavi. Dar ți-au zis că e sfânt? Da. Și ce înseamnă pentru tine un sfânt? Așa, pentru tine. Doamne, Doamne, spune că e ca Doamne, Doamne, spune mama. E ca Doamne, Doamne. Sunteți de aici, din zonă? Nu sunt, sunt din Cluj. Și de ce ați venit aici? E la părintele Arsenie. Mormântul părintele Arsenie. Dar ce are părintele Arsenie atât de important de adună lume din toate părțile? Păi... Că bănuiesc că nu l-ați cunoscut. Nu, nu l-am cunoscut. Dar de unde ați auzit prima dată despre el? Din cărți și de la alți părinți. Și după aceea de la pestul Daniel, Partușanu, de la hram, de la hramul mănăstirii. Ce forță trebuie să aibă un om ca să miște în felul acesta mulțimile cum a făcut-o părintele Arsenie? Ca episcop ortodox, mărturisesc că un astfel de om trebuie să aibă limba de foc a Duhului Sfânt de la Rusali, vie, arzând, fierbinte, în candela sufletului său, aprinsă prin botez, prin hirotonie, prin ierurgia călugăriei. Și când oamenii simt, când mulțimile simt, că în sufletul și în viața, în gândul și în cuvântul, în fapta și lucrarea unui astfel de preot, călugăr, duhovnic, arde această limbă de foc a Duhului Sfânt de la Rusali, îl urmează. Îl urmează pretutindeni. Îl caută câte vreme este viu, îl caută dincolo de mormânt, îl caută la mormânt, la crucea de la mormânt, îi împrospătează mereu florile de pe mormânt, îi poartă amintirea, îl transpun în legendă, îl transmit generațiilor următoare, de copii, de nepoți, și așa cum bunicii l-au căutat pe părintele Arsenie la sâmbăta, părinții la prislop, fii îl caută la Drăgănescu, contemplându-i pictura, sau la mormântul Sfinției sale de la aceeași mănăstire a prislopului.
Lucrul acesta îl vor prelua precum o făclie de Paști. Nepoții și strănepoții și cunosc personal câteva rânduri de oameni din anumite familii care de la străbunici, bunici, părinți, copii, nepoți și strănepoți îl caută vreme de zeci de ani pe părintele Arsenie, atât cât trăia și era între noi, cât și, sau mai ales, după plecarea sa la cele veșnice, acum 20 de ani. Se poate căpăta în timp sau în timpul vieții limba aceasta de foc de care spuneați? Numai în timpul vieții pământești, care este unică și care ascunde în ea o rațiune divină, un gând al lui Dumnezeu, după învățătura bisericii noastre, a Sfinților Părinți, în general și a Sfântului Maxim Mărturisitorul în special, în fiecare om este ascunsă o rațiune divină, un gând, ca o sămânță, ca un sâmbure, care se desfășoară și se împlinește pe durata vieții acelui om. Și când omul respectiv, omul lui Dumnezeu, își ia în foarte în serios problema mântuirii, cum a spus părintele Arsenie odată, eu însumi auzindu-l, în biserica de la Drăgănescu, sufletului nu-i fac nicio concurență. Adică mântuirea sufletului este pe primul plan. Este centrală în viața, gândirea, lucrarea și slujirea cuiva. Mântuirea propriului suflet. Și astfel se împlinește cuvântul Sfântului Serafim de Sarov: Fiule, dobândește-ți duh pașnic și atunci mii de suflete sau de oameni își vor găsi mântuirea în jurul tău. Așa s-a întâmplat cu părintele Arsenie și se întâmplă ca și cu alți și cu toți sfinții creștinătății și ai Bisericii lui Hristos. Nicodim Ioan Arsenie. Trei mari călugări, duhovnici, în trei momente de răscruce ale istoriei. Arsenie nu a fost cel mai mic și nici vremea lui mai blândă. Ani de la primul război mondial. Ziarele voiau de știri. Se încheiase construcția uzinelor Malaxa. Biserica Patriarhiei se restaura. Familia regală primea vizitele omologilor ei din Iugoslavia și Bulgaria. Carol al II-lea inaugura Palatul Telefoanelor. Hitler primea împuterniciri speciale. Criza economică zguduia societatea. Misticismul gândirist părea o soluție. Bucureștiul fierbea. Aici începe istoria bucureșteană a părintelui Arsenie Bocă. Școala Națională de Arte Frumoase a fost înființată pe 5 octombrie 1864 de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În 1931 devine Școala de Bele Arte. Rector Camil Resu. În 1933, Zian Boca este trimis cu bursă la Bele Arte. Frecventează cursurile profesorului Costin Petrescu. Urmează în paralel cursuri de medicină, mai ales anatomie. Ascultă prelegerile lui Nichifor Crainic și frecventează cursuri din domeniul artelor și culturii. Primul rezultat palpabil. Portretul lui Mihai Viteazu de pe cupola Ateneului Român. În 1935 este hirotonit diacon celib. În 1939 pleacă ucenic în Muntele Athos. În Alprea Sfinția sa Nicolae Bălan îi trimisese pe el și pe părintele Serafim în Sfântul Munte al Ortodoxiei, iar pe Nicolae Maldin în Germania. Ei trei erau nucleul de călugări al viitorului centru de spiritualitate de la Sâmbătă. Unitatea
unitatea bisericii nu putea fi realizată decât în uniunea mistică cu Hristos. Uniți în Hristos, se vor înființa în fața judecății de pe urmă ca un neam, nu ca ortodoxi greco-catolici. Numai așa, neamul românesc nu va fi șters din cartea vieții, dar va intra în cartea securității. ...1943, începe urmărirea. Făcuse o chilie din munte. 1945, ea anchetat la râmnic, nu părăsește mănăstirea, nu slujește și nu spovedește două luni. Ea anchetat la Brașov. 1946. 1948, izvorul tămăduirii. Credincioși, mii. Patriarhul Justinian îi propune arhierie. Arsenie refuză. 1948, ea anchetat la Făgăraș. 1948, este mutat stareț la Prislop, o mănăstire fost ortodoxă, fost greco-catolică, acum părăsită. Mitropolitul îl duce cu mașină. După mai bine de un secol se săvârșește prima mare liturghie ortodoxă. Părintele Arsenie rămâne stareț și duhovnic. ...1950, nu mai e stareț. Îi ia locul Maica Zanfira. 1951, noapte, 15 ianuarie, e arestat, e anchetat și dus la canal. Îi moare mama. 1952, se întoarce la Prislop. 1955, este 6 luni închis la Timișoara. 1959, un timp rămâne la Prislop, înfrumusețând locul. Un timp rămâne așteptând cealaltă parte a anului. 1959. Începutul calvarului. Călugării mai tineri de 55 de ani sunt îndepărtați din mănăstiri. Părintele Arsenie avea doar 49 de ani. Este angajat aici, la Biserica Sfântul Elefterie, ca pictor secund, pe lângă pictorul Vasile Rădean. 29 iunie 1935. Atunci a început construcția. Arhitectul? Constantin Ioțu. Inginerul? Dumitru Marcu. Parohul? Profesorul universitar Mihai Bulacu. Patriarhul? Justinian Marina. Pictorii? Iosif Kleber și Vasile Rudean. Și fostul călugăr uns Arsenie, care aduce o mică inovație. Pe bolta altarului, o maică a Domnului pictată în stilul clasic duce în brațe pruncul Iisus în zeghe. Mătasea veșmântului, fie că face falduri asemenea unor dungi verticale, fie care țesute dungi. Prea fericitul patriarh Justinian Marina a sfințit biserica. El, numit de unii Patriarhul Roșu, a lăsat acel Iisus în zeghe pentru mamele, preoții și călugării aruncați în închisori numai pentru că erau mistici. Credeau că viața din veaca neamului va fi câștigată și prin mucenicia lor. Carte. Da, am mai multe cărți, dar una anume ne interesează acum. Am cumpărat-o de la sâmbătă și este scrisă după dosarul de urmărire penală a părintelui Arsenie.
Sunt 7 file. 7 file de dosar. 7 zile de urmărire. La fel. Identice. E așa, ca într-un joc mecanic. El știa că e urmărit. Ei probabil știau că el știe că e urmărit. Dar asta nu îi împiedica să-și facă treaba cu conștiinciozitate. Devenise un civil. Locuia pe strada Litovoi, în casa doamnei Constantinescu, mama Julietei, care devenise călugăriță și stareț. Se străduia să le ușureze munca. Să se lase văzut. Fusese angajat zugrav la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor. Dimineața cobora pe Litovoi, care se vărsa în șoseaua armatei sovietice. Îl bine dispunea alăturarea, ca și umila pictură de iconițe pentru mitrele Patriarhiilor. În tramvai se așeza la vedere, ca urmăritorul să nu se ostenească prea mult. Își notau cu conștiinciozitate stațiile, orele, costul biletului, scaunul pe care a stat, cu cine s-a întâlnit. Nu prea puteau să audă conversațiile. Nu pierdeau nimic. El se ferea să mai vorbească. Inima sa îi aparținea lui Isus. Se împlinea mai bine de o jumătate de veac de când se întâlneau în duh. Cum va găsi băiatul ăsta, Constantin, ce a mai rămas din mănăstirea Schitul Maicilor? Urmează indicațiile urmăritorului, negândindu-se câte străzi și câte case nu mai sunt. Palatul Parlamentului a strivit tot. Se va pierde și amintirea călcată de pașii cotidieni ai oamenilor acestora, noi. Da, Schitul Maicilor era pe locul dintre Robingo și noua clădire a Academiei. Cam pe unde este parcarea, așa mi-au povestit driverani. Ca un reflex în geam este căutarea aceasta, mai mult prin istorie. E duminică, biserica este plină. Așa este mereu. Cineva și-a sărbat ziua și altcineva a făcut cadouri. Casete cu Arsenie Boca? De ce? Ideea a fost că ne-am dorit foarte tare să mai urcăm o dată, de fapt soțul meu și-a dorit foarte tare să mai urcăm încă o dată la chilia părintelui Arsenie. Bună ziua, dumneavoastră sunteți soțul. Eu sunt vinovat. Cred că acum 7 ani am mai urcat o dată, amândoi a fost foarte greu, eu cel puțin am avut așa foarte multe încercări, mi era foarte teamă, aveam sentimentul că acolo sigur mă întâlnesc cu părintele și nu mi era foarte simplu. Și a fost foarte greu. Și de atunci n-am mai fost până acum. Am mers în ultimii ani aproape foarte, foarte des la Sâmbăta de Sus. Și anul ăsta soțul meu și foarte tare și-a dorit să mai ajungem măcar o dată. Și atunci, când ne-a chemat părintele, că altfel nu cred că puteam să ne ducem, ne-am hotărât și am pornit încă o dată pe drumul către chilia părintelui, care de data asta a fost foarte ușor, incredibil de ușor. Dat fiind că nu știam dacă și când și cum o să mai ajungem, soțul meu a zis să și filmeze și zice, uite, când ne e dor, să ne putem uita. Și așa a ieșit un filmuleț care era făcut așa pentru noi și pentru sufletul nostru, pe drumul, pe urmele părintelui, de fapt, că după ce am fost la chilia părintelui de la Sâmbăta de Sus, ne-am dus la un pic la biserica de la Drăgănescu, cred că la o lună și ceva, când iarăși ne-a chemat părintele, ne-am dus la Prislop,
Și așa a ieșit filmulețul și așa s-a închis un pic filmulețul despre părintele, pe urmele părintelui, căutându-l pe părintele și găsindu-l peste tot și cu convingerea că nimic nu s-a făcut decât cu voia părintelui. Adică nu ne-am dus când am vrut noi, pentru că așa ne propusesem să mergem o altă dată și lucrurile nu s-au legat absolut deloc. Și în momentul în care a trebuit să ajungem, apoi toate lucrurile s-au legat și totul a fost minunat să putem să ajungem în acele locuri. Și așa, sentiment, cum spune soțul meu, a fost că părintele ne-a chemat, ne-a primit și după aceea ne-a dat drumul. Dar când v-a chemat prima dată părintele? Prima dată, era acum 7 ani, când a fost la părintele prima dată. În primele dăți am auzit și noi ca toată lumea, fie de la televizor, fie din, cred că formula asta era pentru mine în vremea respectivă și în care am citit despre părintele, după aceea am născut pe părintele Teofil, care iarăși, pentru care avem așa, Evlavie și este foarte, foarte drag și ne dorim, cred că am vorbit, sau poate n-am vorbit niciodată direct cu dânsul, dar mergem foarte des să fim în preajma dânsului, ne este suficient să îl ascultăm și că suntem acolo. Probabil fiecare predică ți rămâne în suflet, este imposibil să nu pleci cu ceva, cu o învățătură de la dânsul. Și așa am descoperit cărțile și despre viața părintelui, despre părintele Arsenie, despre care v-am spus că întâi mi-a fost foarte teamă. Stând la sâmbătă am cunoscut un domn de la Făgăraș care îl cunoscuse personal pe părintele și în momentul în care vorbea despre părintele, i se lumina fața și ochii și efectiv avea o bucurie extraordinară. Și toate lucrurile astea și-au dus. Dar spuneați la început că atunci când ați urcat prima dată, vă era frică că o să vă întâlniți cu părintele. Eram convinsă că o să mă întâlnesc cu părintele și mi-era teamă de și v-ați întâlnit? Să știți că prima dată a fost foarte greu. Mult mai bine te sufletește a fost acum. A doua oară m-am întâlnit cu părintele. Și a fost foarte, adică a fost foarte bine. În momentul în care am plecat și ne-am întors, mi-am regăsit exact atunci când te duci, vorbești cu cineva, îi spui tot ce ai pe suflet sau poate nici nu îi spui, dar când ai plecat de acolo totul este sentimentul că ești șters cu buretele și ușurat, exact, o ușurare și o bucurie extraordinară. Nu mai era nimic, nu cred că am coborât noi, cred că părintele ne-a coborât de acolo pe mine, cel puțin, cu siguranță. Dar atunci am mers cu rugăciune tot drumul, nu eram decât noi doi și rugăciune și rugăciune, știm că ți merge la părintele, nimic altceva decât rugăciune. Și am avut, efectiv, a fost o fază la care la baza muntelui, unde urci pe ultima bucățică, am crezut că o să vină salva Mântul Semaia, pentru că era așa o teamă, mi-am orțit, mâinile, picioarele, zic, Doamne, eu nu o să mai pot urca, ce ne facem, ce se întâmplă? Și tot cu rugăciune, Dumnezeu a rânduit să ajungem până sus și să ne și întoarcem. Încerc să văd dacă mai e și pentru mine o casetă. Nu am șansă. Presupun că nu trebuie să o am. Am fost și am filmat eu însumi. Mă întorc pe strada Justiției, strada pe care a locuit Zian Boca, pe vremea când era student la Beleard. Casa fostei școli comunale a fost casa în care a locuit Otilie, eroina romanului Enigma Otiliei. Așa o descrie autorul. Și așa am văzut-o în filmul Enigma Otiliei. Până în anii 80 a adăpostit atelierele liceului Lazar. Case cu istorie. Oameni cu istorie, al căror fir nu-l putem urmări pas cu pas în lumea comunicațiilor. A stat în văzul mulțimilor. L-au văzut și nu l-au văzut. L-au primit ca duhovnic. Au aruncat peste el imaginea Sfântului. El vroia asta? Omului, Zianului, nu i-a fost teamă?
Duminică, noiembrie. Două decenii de la trecerea părintelui Arsenie Boca la cele veșnice. Tot despre obiectivul Bratu vorbim și despre notele informative din dosarele securității. Nu înțeleg de ce era perceput în continuare ca un pericol împotriva orânduirii. Securitatea recunoștea oricum că nu are un informator la fel de inteligent ca părintele. Nu puteau să se apropie de el. Citea în ei ca într-o carte. Acum mă mișc și eu prin București pe schița mișcărilor părintelui creionată de urmăritorii săi. Sunt la Biserica Boteanu. Aici a venit părintele Arsenie într-o zi de septembrie 1962. Era după servici, ora 17. A stat până pe la ora 20. Probabil a participat la vecernie. Biserica Boteanu era renumită pentru strana sa. Avea câte 3 cântăreți pentru fiecare voce, plus dirijorul, în total 13. Erau profesioniști. Cântau la operă, la ateneu, la operetă, dar și în corul madrigal. Iubea muzica. Iubea perfecțiune și spunea că liturgia ține lumea. Să fie acesta micul păcat al unui călugăr, preot, meloman? Pentru că cealaltă biserică în care securiștii spun că a intrat a fost domnița Bălașă. Și acolo, cântarea la strană, liturgia în general, se desfășura după canonele înalte ale armoniilor muzicale. Și la biserica Elefterie la fel. Acum, atunci, nu știm. Părintele și-a luat asupra sa tăcerea, iar dușmanilor le-a convenit. Strada Dr. Mihail Petrini. Numărul 2. Aici a locuit părintele Arsenie în perioada în care picta Biserica Drăgănescu. Pleca în fiecare dimineață și se întorcea seara sau... Nu cred că o să pot reface traseul. Tramvaiul 12 care te ducea până la stația ITB, de unde luai rata înspre Drăgănescu, nu mai există. Dar cred că o să ne descurcăm. La ce bun? Să știm despre el tot atâta cât știm despre genomul uman. Să rămână, bună ziua! De când stați aici? Nu, eu am 40 de ani. Soțul e aici, jet băcet. A, deci erați aici când se picta biserica? Da, bineînțeles. Și l-ați cunoscut pe părintele Arsenie? Da, bineînțeles, cum să nu? A trecut și pe aici, pe la dumneavoastră, vreodată? Foarte mult! De ori în casă. Da? L-ați foarte avut în casă? Mult, da. Și când venea atunci și picta biserica, ce știați despre el? Era un părinte... Foarte sufletist. Foarte sufletist, foarte bun. Foarte bun, darnic. Vorbea frumos cu toată lumea. Dar credeați că e doar pictor sau știați că este și călugăr, știam, și preot? Știam, și... Știam. Și venea în fiecare zi aici și picta sau mai rămânea și peste noapte aici? Nu, stătea aici. A, stătea aici? Stătea în casa în patriarhie. Și a stat aici cât a durat pictura? Mai pleca, da. Mai pleca, bineînțeles, da, că pleca. Prea puțin pleca. Dar vă aduceți aminte de vreo discuție pe care ați avut-o cu părintele? Nu. Adică? Nu am. Adică ce vorbeați? Că ați zis că a fost la dumneavoastră în casă și că era sufletist și că... Păi, dar nu aveam ce să discutăm așa o discuție. Eu știu. El ne povestea așa... dânsul să avem... Încredere în Dumnezeu. Încredere în Dumnezeu. Să venim la biserică. Și veneați la biserică? Da, atunci era eu, da. Și acum? Păi, mergem și acum, da. Uite, posibilitățile. Păi mai... așa de aproape de biserică și nu... Uite că e neajuns și trebuie și alea. Bună ziua, sunteți de aici, din sat? Da. Aici v-ați născut, adică stați, da, de mult? Da. Erați aici când picta părintele Arsenie biserica? Da, e, da, da. Și l-ați cunoscut? Da, la, așa, ca om, da. Dar știați de atunci că e părinte, de când picta, da, biserica? Da, știa. De unde știați? De unde știam? De la părintele. Eu, bunicul meu a fost, până la 90 de ani a fost cântăresc, tata a fost cântăresc pe acolo, eu cântăresc la biserică. Deci aveați legătură. Aveam legătură.
Și eu n-am, până după Revoluție n-am fost aici, că eram, aveam serviciu în altă parte. Și acum, după Revoluție, în 89, sunt cântărețul bisericii. Dar l-ați văzut pe părintele când picta? Cum să nu-l văd, domnule? Vorbeam și cu el și... Și cum era? Cum să fie? Dumneavoastră cum vreți să fie? Ca orice om. Păi nu cum vreau eu să fie. Cum era, cum vă aduceți dumneavoastră aminte de el? Cum era? Eu nu aveam tangența aceea să mă duc la dânsul, să mă spovedesc sau să fac ceva. Să... Eu așa vorbeam ca oameni. Veneam pe la tata, pe la biserică sau... Adică conversați cum conversați și cu dumneavoastră. Nu am... Dar vedeți că e părintele în biserică, văd relații, văd tot ce vreți dumneavoastră. În orice care, era un om deosebit, avea un har așa aparte. Dar cum se simțea harul ăsta aparte? Păi ia să vede dumneavoastră ce e în biserică, ar putea cineva să facă ce a făcut dânsul acolo. Vă sunt dator cu genomul. Așa cred eu că sunt sfinții. Genomul umanității. Nu știu dacă părintele Arsenie a fost, dacă este, un sfânt. Asta ne va spune biserica după ce ea însăși va primi semn că e timpul. Eu însă vreau să-l cunosc pe părinte. Atât cât pot. Și-l caut acum, aici, la biserica din satul Drăgănescu. Singura pictată integral de cuvioșia sa și care este un strigăt într-o mare tăcere. Era urmărit, așa cum puțin dintre noi ar suporta. Nu a trăit o detenție în temniță, ci o detenție interioară. Cândva, un mare duhovnic mi-a descris iadul ca fiind locul în care omul nu-și mai vede chipul pentru că și-a întors Hristos fața de la el. Chipul fiecăruia din noi îl citim în ochii lui Hristos, în iubirea pe care o are pentru noi. Cred că în această biserică părintele Arsenie își striga chipul. Striga despre Hristos și despre iubire. Nu e fresca bizantină în care sfinții poartă armura trupului duhovnicesc al omului. Nu e nici neorealismul iconografic introdus de Tătărăscu, în care carnea lăcrimează și se cutremură la durere. Este un strigăt. Un strigăt al călugărului care ne spune cât de frumoasă poate fi lumea dacă am urma învățătura bisericii. Dacă ne-am îmbrăca în Hristos. Este un strigăt spre inima și spre mintea simplă, neînvățată, a vecinului bisericii, al cântărețului, care l-au văzut, dar nu l-au cunoscut decât așa, cu ochii omenești. Pentru cei care au simplitatea copilului, părintele Arsenie a folosit limbajul basmului, al tainei frumoase, mitice și ușor de înțeles. Nu am filmat neglijent și nici nu am montat neglijent. Am folosit o filmare furată și una împrumutată. Diferența de timp între ele este de peste 10 ani. Imaginile furate sunt mai luminoase, pentru că erau mai aproape de timpul pictării. Celelalte au fost filmate de curând. Prima filmare, cea furată, a fost de fapt făcută fără învoirea Maicii Zamfira, executoarea testamentară a părintelui. Eram speriați că tempera nu va rezista și că nu va mai rămâne nicio mărturie. Așa că ne-am încumetat să cerem voie părintelui Savian, preotul paroh, să ne lase să filmăm. A zis nu, dar în ziua filmării a lăsat biserica deschisă și femeia de servici să facă curat. Și a rămas cu noi până am terminat filmarea. Să-l ierte Dumnezeu pentru mica minciună și să-l odihnească în brațele sale. Părintele Savian știa că tempera grasă nu este o tehnică menită să reziste timpului. E fragilă. Dar astea au fost mijloacele la care a avut acces. Low cost, ar spune companiile de transport aerien. Numai că cerul în care te poartă pictura părintelui Arsenie este cerul în care ne-am dori să ajungem.
Acest manuscris miniat este pictura de la Drăgănescu. A mai pictat așa Anastasie Crimca la Dragomirna. A scos linia și culoarea din manuscris și le-a pus pe pereți. Nici despre Anastasie Crimca nu știm mare lucru. Nici despre Pârvu Mutu nu prea știm. Era mut pentru că asta era porecla atrasă de gângăveala sa? Sau era mut pentru că își luase și el canonul tăcerii? Cine știe? Cine a căutat să consemneze fapte din viața fiecăruia dintre ei? Despre părintele Arsenie nu s-a putut. Securitatea tocmai detalii vroia să afle, să găsească un pretext interpretabil și să-l întemnițeze. Dar nu a putut. Nu avea de ce să se lege. Ne legăm noi de canonicitatea unei vieți, a unei picturi, a unor scrieri. Vrem să dăm note. Noi, cei care am trecut pe lângă el și nu l-am cunoscut. Nici nu-l cunoaștem pentru că nu ne interesează oamenii, mai ales cei religioși, mistici. Dar un mistic, Sfântul Maxim Mărturisitorul, a vorbit despre energiile necreate în termenii pe care fizica atomică abia astăzi îi înțelege. Epistemologia, știința care studiază cunoașterea științifică, astăzi acceptă cunoașterea prin revelație, ca o metodă de acces la necunoscut, la descoperire, la noul zero. Părintele Arsenie a studiat Biblia ca un om de știință, cu creionul în mână, făcând scheme ale conexiunilor logice. Comunicarea lui, atât de clară și ușor de înțeles, se datorează acestei cunoașteri de profunzime a Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să fii prost sau rău intenționat ca să nu înțelegi. Cred că așa trebuie să fi procedat și apostolii cu învățătura lui Hristos. Pavel mai ales. El e cel care s-a apropiat de Hristos pe calea rațiunii. Ioan îl iubea. Și această iubire totală îl făcea să-i absoarbă și gândurile. Cred că părintele Arsenie îl iubea pe Hristos ca Ioan și îl explica precum Pavel. În pictura de la Drăgănescu, părintele Arsenie explică celor simpli, smeriți cu Duhul și copiilor, în cheie mistică ortodoxă, lumile, cea pământească umană și cea care va urma după cele două judecăți, cea personală și cea de obște, cea a neamurilor. De cuvântul neam s-a împiedicat securitatea când l-a urmărit, pentru a-l asocia legionarismului. Ledoaria pentru non-violență nu au văzut-o. Este aici, pe perete, la Drăgănescu, la ispitele cărora le este supus omul. E părerea mea, a unuia care abia acum descălcește relația lui cu credința și cu Hristos. Umblu și întreb. Întreb și umblu. De limpezit, vă las să vă limpeziți singuri. Memoria oamenilor nu este statornică. Are calitatea de a estompa detaliile. Și mă întreb, noi, aceștia, oamenii cărții și ai calculatorului, ce vom mărturisi despre un preot, călugăr, duhovnic? Că am trecut pe lângă el și nu l-am cunoscut? Sau nu l-am recunoscut? Că era aspru? Era mai mult cu alții decât cu sine? Cei care au avut privilegiul de a-i sta aproape, țăranii din Făgăraș, mărturisesc altceva. Să zicem că și hrana lor era frugală și casa săracă. Trăiau ca el. Ăsta e rostul vieții în mentalul țărănesc.
Dacă citiți mitologia românească populară creștină a lui Iolinescu, vă veți minuna cât de aproape trăiește Dumnezeu de om și cât de aproape era cerul. Numai. O femeie a scuturat fața de masă de firmituri și acestea au căzut în cer. S-a supărat Dumnezeu și a ridicat cerul. Omul nu prea mai poate sta de vorbă cu Dumnezeu direct, așa, prispă în prispă. Doar în biserică la Drăgănescu. De aceea vin și copiii. Părintele Arsenie a plecat pe cărarea împărăției. Vom pleca și noi. Dar nu știm dacă îl vom întâlni. Nu știm dacă îi vom sta alături. Nu știm dacă îi vom sta alături la judecata neamului. Noi, mulți, care nu am fost cu el. Să aleg o singură direcție de dezvoltare a povestirii. Dacă aleg râul, acesta e Prahova, care sparge munții făcând drum între Transilvania și țara românească. Dacă aleg podul, trebuie să merg pe urmele regilor, care au tăiat prima cale ferată între Ardealul Habsburgic și țară. Dacă aleg toaca, atunci mă duc la Mănăstirea Sâmbătă, alba cetate monahală ridicată de ucenicul Antonie al părintelui Arsenie Boca, peste Mănăstirea Țărănească ridicată de starețul și duhovnicul Arsenie și de starețul și duhovnicul Serafim și de duhovnicul Teofil Pârâian. Restauratorul mănăstirii de lângă apa Sâmbetei nu e în galeria mormintelor ctitorilor. Sunt mitropoliții, toți contemporani cu părintele Arsenie. Mănăstirea trebuia să fie un centru de mistică ortodoxă. Acum e o academie de spiritualitate, cultură, artă și știință. Și mă întreb, cum un călugăr și preot, care mișca Ardealul pentru o predică, care a spovedit și a îndrumat mii, zeci de mii de credincioși, după nefericita lege din 1959, nu s-a mai întors în cinul monahal, nu a mai fost lăsat să slujească la altar. A fost caterisit? A vrut el să nu mai fie călugăr? El, titorul filocaliei de la Mănăstirea Sâmbătă. Dacă aleg drumul prislopului, cu atât mai mult ar trebui să urc pe firul mișcării filocalice pe fondul căreia se reuneau românii în aceeași biserică ortodoxă și română.
după o ruptură de mai bine de două secole. M-am înhămat la carul unui ideal cam greu, mărturisea părintele într-o scrisoare. M-am înhămat la transformarea omului în om, fiul mai mic al lui Dumnezeu și frate al fratelui său mai mare. Însă toate idealurile mari au în ele ceva paralizant. Nu te lasă să te preocupi de nimicurile acestei vieți. Și l-am întrebat pe părintele Daniel, episcopul Vârșețului, noi, ce am făcut? Nu știu dacă l-am meritat sau îl merităm. Nu cred că am fost vrednici să-l întâlnim și să se intersecteze viața noastră cu părintele Arsenie. Pentru mine personal, întâlnirea și comuniunea cu părintele Arsenie a fost o răscruce esențială a vieții mele și de aceea îl socotesc și rămâne omul providențial din viața mea. Părintele Arsenie cred că este un dar al lui Dumnezeu pentru neamul românesc, pentru biserica noastră și pentru istoria noastră. Poate nu l-am meritat noi contemporanii și nu l-am prețuit pe cât ar trebui noi contemporanii, dar poate l-au meritat înaintașii noștri și poate îl merită mai mult urmașii noștri. Noi, cei care am fost contemporani, cred că nu l-am meritat. Și m-am întors la râul lui Heraclit, în care nu te poți scălda de două ori, dar îl poți trece în toate sensurile dacă ți-ai construit un pod. Nu este vina mea dacă locomotivele istoriei au trecut aproape una după alta, trăgând șiruri lungi de vagoane. Metafora s-a oferit singură. Vine și din acea zonă culturală care considera religia opiu pentru popor și care a scos trântorii de călugări și hoții de popi afară din biserică și i-a arestat. Eu nu făceam decât să refac traseul unei zile de 23 august 1962. Părintele Arsenie și Maica Zanfira au plecat la Sinai. Așa scria în dosarul de urmărit. Obiectivul Bratu și Betty au coborât în gara de la Sinai, au vizitat orașul și s-au dus la cabana Dorului, la cota 1400 și la cabana Babele, unde au fost fotografiați. Deci au fost. Și eu mă întreb, ce căutau un intransigent și o inflexibilă în vilegiatură? Pe 23 august. De fapt, sunt mai multe gări. Prima gară, construită în 1886 și utilizată strict de familia regală. Pe aici trecea Orient Expressul și tot aici urma să gareze trenul arhiducelui Franz Iosef, unchiul regelui Carol I. Nu a mai ajuns. A doua gară a fost ridicată de regele Carol al II-lea, în anii 1938-1940, după planurile arhitectului Duiliu Marcu, cel care a proiectat și hotelul Atene Palas, Biblioteca Academiei Române, Opera Timișoara și Palatul CFR București. Prim-ministru era Ioan Gheorghe Duca, liberal. A fost împușcat de Nicanor, în gara Sinai. Dacă regele Carol I nu alegea să-și construiască aici reședința de vară, Sinaia nu exista. Se numea pe atunci Comuna Podul Neagului, cuprindea mănăstirea Sinaia și avea reședința la Bușteni. La 1 decembrie 1874,
Reședința i-a fost mutată la Sinai și a început construirea castelului. Orașul s-a ridicat odată cu vilele furnizorilor. Și cu vilele personalităților epoce, dintre care caut pe cele cumpărate în ziua cu pricina de ex-maica Zanfira și de ex-monahul Arsenie, pentru ex-obștea mănăstirii Prislop, care fusese dată afară prin vestitul decret din 1959. Banii? Munciți ca țesătoare și ca pictor bisericesc. Revin la regele Carol I, care a vizitat mănăstirea Cantacuzinilor la 5 august 1866. I-a plăcut. I s-a părut onorant să se afle în tovărășia unei familii faimoase, imperiale, bizantine. I s-a părut potrivit să locuiască în mănăstire până când s-a terminat construcția unuia dintre castele. În familia Hohenzollern exista un mare maestru al Ordinului de Malta. Crucile cruciate sunt prezente pe biserica mare a mănăstirii Sinaia. Mănăstirea Cantacuzină este închisă complet de un zid de incintă. Alb. Toată este albă. Restaurată cu grijă. Arată ca o rugăciune rostită de cei mai smeriți dintre călugări. A fost închinată Sfintei Ecaterina după o vizită făcută de spătarul Mihai Cantacuzino și mama sa, Elina, în muntele Sinai. Muntele pe care a primit Moise cele 10 porunci. Cărturari Cantacuzini. Ei au tradus și tipărit Biblia în limba română. Ei au educat un domnitor care a știut să aducă țării 25 de ani de pace și de înflorire culturală. Și tot ei au distrus ce au construit. Căci este vreme pentru toate, spune Eclesiastul. Sentimentul perisabilității vieții noastre am privit mănăstirea cea albă a Cantacuzinilor, cu adausurile ei ulterioare făcute cu grijă a iubitorilor de frumos, căci frumosul, adevărul și binele sunt trăsăturile fundamentale ale creației. Oricare creație. Ați simțit ritmurile,
dar căldura zidului. Dar credința celor care au trăit aici și a celor care s-au adăugat acum. Cântă, nu-i așa? Muzica din ziduri. Exagerez? Nu cred. Sunt în poveste. Povestea unui spătar care încă nu știa că își va trăda nepotul pe Brâncoveanu și a unui pictor care ar fi avut faima lui Rubliov dacă orgoliile pictorilor ultimelor două veacuri ar fi fost mai realiste. Abia după 1989, arta religioasă a devenit cunoscută unui număr mai mare de oameni decât cercul specialiștilor. A fost pusă în lucru în 1690. Zidirea. Meșterii? Italieni și dalmațieni. Pictura? Pârvumutul. Vorbeam de erminie și de strictețea ei? Tocmai se plămădea. Dionisie de Furna, autorul erminiei pe care se sprijină arta religioasă bizantină din România, avea 25 de ani în 1695, când a fost terminată pictura și sfințită biserica. Biserica veche a mănăstirii Sinaia. E mică. O palmă de loc. Atâta cât să încapă 12 călugări, după modelul lui Iisus cu apostoli. Repet, era 1695. Nimeni nu a considerat asta o blasfemie. Dimpotrivă, un model de urmat. Și lumea creștină trăise multe erezii, un fals sfârșit al lumii și o ruptură a bisericii. Nimeni nu suspecta de orgoliu ctitorul sau starețul care urma modelul Cristod, preotul și apostol. Părintele Arsenie a fost judecat astfel, cu mintea inculturii noastre. 12 ucenici? 12 ucenice? Auzi. Dar mai bine citește, măcar atât cât a citit părintele Arsenie. Cantacuzino. Mihai Cantacuzino cu cei 18 copii. Mulți adoptați. Prima și a doua sa soție. Neagoe Basaram, Radu Șerban, Constantin Șerban. Constantin Cantacuzino și fiul său Șerban Cantacuzino încoronat și cu crucea în mână ca acela care trecuse deja la cele sfinte, la data sfințirii bisericii. Și alții. În pridvor, pe boltă, sunt zugrăvite scene din viața Sfintei Ecaterine. În dreapta ușa este flancată de Moise care ține tablele legii și de Aron cu toiagul înfrunzit. Deasupra ușii, vulturul bicefal, ce ține în ghiare semnele puterii, sceptrul și crucea. E noapte profundă, iar eu stau și mă întreb. Ce duh m-a adus aici, în Sinaia, ca să întâlnesc un descendent imperial, un rege și un mare duhovnic care a murit aici, în Sinaia? Mă urmăresc cuvintele părintelui Daniel, episcopul Vârșețului. Personal mărturisesc cu toată responsabilitatea. Nu cred de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, pe pământ românesc, la începutul creștinismului, pentru a-l vesti și mărturisi și a-l aduce pe Hristos în spațiul nostru Carpatul Danubiano-Pontic, până la părintele Arsenie Boca să mai fi fost o personalitate de asemenea intensitate și altitudine spirituală. Personal nu cred să mai fost. Au fost, bineînțeles, și mai sunt, dar de înălțimi diferite. Însă eu mărturisesc în fața întregului nostru popor, ortodox, român, drept măritor. Părintele Arsenie Boca este un Everest al neamului românesc.